Și la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel, constanțenii au dorit să se roage împreună în ajunul Crăciunului. Sfânta liturghie a fost oficiată în locașul de cult de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Astăzi, în ajunul Crăciunului, peștera din Betleem se gătește să primească pe cel neîncăput, pe făcătorul tuturor, pe stăpânul tuturor făpturilor, care intră în mijlocul făpturilor și devine și el făptură. La sfârșitul slujbei, ierarhul a mers cu icoana nașterii Domnului în Palatul Arhiepiscopal pentru a vesti marea sărbătoare angajaților de la centrul eparhial. Este mersul Fecioarei Maria, care căuta loc să nască din casă în casă și nimeni nu o primea. Tot așa, în sufletele noastre, nu va intra Fecioara cu darul său, dacă sufletele noastre sunt nepregătite. De aceea se cuvine să ne deschidem sufletele noastre adânc și curat, ca să intre cel ce a intrat în pântecele Fecioarei și a luat trup din ea. Programul special al slujbelor a continuat după amiază cu vecernia arhierească oficiată în Catedrala din Constanța.